Taică-miu, tot ce pot să spun este că știu că a murit împușcat la Revoluție pe data de 23 decembrie. Maică-mea mi-a cam ascuns detalii despre treaba asta, nici măcar nu am fost la mormântarea lui taică-miu. Au început să tragă spre birou, spre etajul în care erau el și dintre toți pe el a nimerit direct în inimă. Și maică-mea știu că a păstrat cele două sau trei, cred că sunt gloanțe pe care le-au scos din piept. L-a iertat pentru asta? Nu cred. El, ce să mai ierți la el? El s-a dus. Cred că pe maică-mea n-am iertat-o. Am și învinuit-o, dar totodată am realizat că n-avea ce să facă. Că mi-a explicat, băi, era revoluție, voiam să ieșim din comunism. Manipulat sau nu, omul s-a dus să lupte, să fim liberi, să nu mai, să putem să avem, uite, moluri și crocs în picioare. Bun găsit, dragilor! Mă bucur că ne reîntâlnim și în această săptămână. Mărturisesc că de cele mai multe ori când urmează să stau de vorbă în acest cadru, în acest spațiu, cu oameni care îmi sunt extrem de dragi, pe care îi cunosc în multe aspecte ale vieții lor, mă emoționez, iată, după cum bine puteți observa, extrem de tare, dar cred că e important să ne arătăm vulnerabilitățile și cred că e important să discutăm cu prieteni și, având în vedere că îi cunoaștem, așa cum spuneam, îndeaproape, așa cum poate voi nu ați reușit să o faceți până într-un anumit punct, e important să-i arătăm și așa. Astăzi stau de vorbă cu un om care îmi este foarte aproape de suflet, pe care îl admir din tare multe privințe. Cea mai puternică, cred că e perspectiva de tată. Și am avut ocazia să-l văd de-a lungul timpului în această postură care m-a emoționat, care m-a îmbărbătat, care mi-a adus zâmbetul pe buze și am zis, da, se poate, e minunat ceea ce se întâmplă și e minunat că putem să vedem asta. Nu știu câți dintre voi ați reușit să-l vedeți neapărat așa sau să-l descoperiți neapărat așa, pentru că are o imagine cumva de, nu știu, poate bad boy sau a avut-o de-a lungul timpului. Astăzi vreau să-l cunoașteți altfel și vreau să-l cunoașteți așa cum îl cunosc eu. Pe nimeni altul decât Mateo. Bine ai venit la Te Ascult! Bine am venit! Bine! Bine te-am găsit! Asta și te-am ascultat tot ce ai spus și e foarte frumos ce introducere mi-ai făcut și cum ai prezentat. Da, lumea nu cred că mă știe, pentru că eu, în general, sunt un om retras și un om foarte certat cu social media. Deci lumea de unde să te cunoască în zilele de astăzi decât de pe social media de-astea. Sau prin prisma lucrurilor pe care le faci din punct de vedere profesional, cumva. Da. Hai să pun mâna asta aici. Doar asta o pun aici, da? Ok. A primit niște indicații stricte înainte de începerea podcastului. Asta stă aici. Deci dacă o să par ca un ciung, să știți că nu sunt, este doar să se vadă bine. Da. Să ne auzim bine, să ne vedem bine. Nu contează cum arăți la podcastul tău, pentru că îți închipui că l-am urmărit, contează ce simți și ce vorbești. Adică puteam să vin și în tricou de casă, da. Că e vorba despre energia pe care o șeruim și o emanăm și o împărtășim cu urmăritorii, vreau să spun telespectatorii. Da, putem să zicem și telespectatori și urmăritori și ascultători și cum vrei tu. Așa, ascultători, da. Da, ascultători. Da. Dragi ascultători, ce faci tu, Mateo? Cum ești astăzi? Astăzi sunt bine. Uite, astăzi m-am trezit, m-am aranjat până să ajung aici, până să se trezească Mia, după aia am intrat într-o cursă contratimp, pentru că a trebuit să ajungem la grădiniță, pentru că astăzi la Summer School s-a scos piscina afară. Da, și uite cum dădeam cereale și puneam și tricou. Nu tricou ăsta e bun, punem altul, nu unul negru, răpănos. Ponosit, da. Astăzi sunt foarte bine, da. Și în general sunt foarte bine. Uite, interesant că un om cu o carieră ca cea pe care o ai tu, un om care, mă rog, s-a lăsat cunoscut de către public așa cum a vrut el, începe această discuție povestindu-mi despre minunea din viața lui. Pentru că cea mai mare realizare a mea de acum este familia. Este ceva ce
îmi oferă liniște, îmi oferă confort, dar liniște în special. E, pur și simplu s-au schimbat prioritățile în capul meu. Fără să le calculez, fără să vreau eu să se întâmple, pur și simplu de când a apărut Mia, ușurel, ușurel, familia a devenit pe primul loc. Nici măcar studioul nu mai e pe primul loc, sau muzica, sau familia, pur și simplu. Ce e special la tine? Pentru că sunt mulți bărbați, mulți tați, care poate nu sunt așa de implicați. Ce e diferit la tine? Nu-mi permis să vorbesc despre alți tați. Nu, de tine. Dar, păi da, ca să spun despre mine, trebuie să fac o comparație cu alți tați. Iar nu pot să-mi permit, pentru că nu cred că sunt vreun model. Sunt un om care fac lucrurile în familie și pentru familie așa cum le simt. Cred că iubirea asta pe care o am și cred că și lipsurile pe care le-am avut în copilărie, adică moartea tatălui, faptul că am crescut numai cu maică-mea alături, probabil și treaba asta se reflectă acum în iubirea asta mare pe care o port pentru Elena și Mia. Cumva încerci să le umpli lor golul pe care tu îl ai. Sau vreau să n-aibă ele parte de... Vreau să fie această sfântă treime mereu. Trag mult la treaba asta. Și eu și Elena, adică să nu... Dar stiu aici, adică... Da, cu tine vorbesc. Ca și cum aruncăm cu noroi în cineva, dar fiind eu, vorbesc eu despre mine. Mă laud eu acum. Cu Elena vorbesc eu după aia, stai liniștit, da. Află tot ce ai zis înainte să fie difuzat podcastul, nu e nicio panică. Și bine că mă iau înainte de difuzarea podcastului. Pac! Și încă o dată după aia. Și încă o dată, da. Auzi, cum a fost, cum ai simțit, ca și copil, lipsa tatălui de la o vârstă atât de fragedă? Aș vrea să spun sincer că multe lucruri din copilăria mea nu mi le mai aduc aminte și tind să cred că este un sistem de protecție pe care mi l-am creat eu la 6 ani, efectiv reprimându-mi sau uitând blocând amintiri pe care, adică țin puțin, foarte puțin, foarte puține momente din copilăria mea sunt vii încă în memorie, știi? Am descoperit recent cu Mia o treabă. De când a apărut Mia și în special de când are 3-4 ani și interacționăm și a început să iasă pe afară, să aibă personalitate, să așa, încep să mai aduc aminte treburi despre mine. Adică când are o moment de tantrum, toți copiii au acele episoade de tantrumuri, parcă cumva mi-aduc aminte, bă, dar și eu spuneam nu, pur și simplu, doar dal dracu, așa, să spun eu nu. Și de ce spuneam nu? Și parcă mi-aduc aminte cumva ce simțeam în momentul ăla și asta mă ajută să o înțeleg pe Mia. Ce tare! Sau cel puțin așa mă închipu eu în momentul ăla, dar ideea e că scopul e că o înțeleg pe Mia. De cele mai multe ori, nu de fiecare dată. Tare! Zicea Atena Boca tot aici la podcast la un moment dat că vin copiii în viața noastră să ne ajute să ne vindecăm. Da. Crezi în asta? Simți? Da, cred. Cred că ne vindecă foarte mult. Cred că în primul rând ne-a dat o lecție. După aia ne-a învățat răbdare. Așa și ulterior ne vindecă prin iubirea ei, prin replicile pe care le dă, care sunt pure. Deci un copil nu are nimic. Orice copil nu are nimic rău în el. Nu are nici alintul, nu poți să-l spui, știi, că e ceva rău, că e ceva meschin, ascuns. Și efectiv, vezi prin comportamentul ei sau lui, a lor, pur, niște treburi care te fac pe tine să ai o introspecție, să te gândești la tine puțin, să te reanalizezi puțin, și automat cred că e și o vindecare pe acolo. Pentru cei care au capacitatea. Pentru cei care sunt binecuvântați să-și iubească copilul. Eu cred că iubirea pe care părintele o are față de un copil e o binecuvântare. Eu cred că mulți nu-și iubesc copilul. Eu cred că mulți se iubesc întâi pe ei și după aia își acceptă copilul. Când treci de treaba asta, când ești un om mai evoluat sau când ești un om mai...
analizat. Mai analizat sau când ai această binecuvântare, îți iubești și copilul și automat te iubești pe tine și bla bla bla. Uh-huh. Vrei să povestești un pic cum l-ai pierdut pe tatăl tău? Pentru că nu știu cât de multă lume știe treaba asta și cred că e important să mergem acolo un pic. Păi, taică-miu, tot ce pot să spun este că știu că a murit împușcat în Revoluție. La Revoluție, pe data de 23 decembrie. E o chestie care, na, poate că am mai spus-o, poate că n-am mai spus-o. Mai multe nu știu nici eu, pentru că maica mea mi-a cam ascuns detalii despre treaba asta, nici măcar nu am fost la mormântarea lui taică-miu, nu m-a luat la mormântarea lui taică-miu. Uite, ăsta e un lucru pe care nu l-am mai spus. Wow. Sărăcuța, așa, sărăcuța, maica mea vând să nu mă încarce cu toată energia negativă, să închipui toate rubedenile alea acolo, să-l jelească pe taică-miu, să fiu și eu la 6 ani pe acolo, cine știe ce aș fi înțeles eu din treaba aia. Am fi rămas cu niște chestii dureroase, probabil. Da, oricum au rămas. Uh-huh. Au rămas și le descoper acum cât de dureroase sunt. Dar asta a fost. El a murit împușcat pe data de 23 decembrie, ducându-se, aici n-am înțeles, s-a dus la birou, la Rom Proiect, unde lucra el. Și să se vadă cu colegii. Plină Revoluție, să te duci la servici. Mi-a dat cu virgulă, dar ok. Nu poți să te pui cu judecata omului. Ok, te-ai dus la servici cu mai mulți colegi, din toți colegii care erau în birou, de pe Palatul Telefoanelor, fostul palat, actualul Novotel, cred, nu știu, intru în detalii, aiurea, au început să tragă spre birou, spre etajul în care erau el și dintre toți pe el a nimerit direct în inimă. Și maica mea știu că a păstrat cele 2 sau 3, cred că sunt gloanțe pe care le-au scos din piept, din inimă. L-ai iertat pentru asta? Nu cred. El, ce să mai ierți la el? El s-a dus. Cred că pe maică mea n-am iertat-o. Adică cred că am învinuit-o mult timp, dar știi, am fost așa ca un fel de ping-pong. Am și învinuit-o, dar totodată am realizat că n-avea ce să facă. Că mi-a explicat, băi, era revoluție, voiam să ieșim din comunism. Tu nu știi ce e la comunism, cât de rău era. S-a dus omul pe stradă pentru patria lui, manipulat, probabil, na, cum zice toată lumea. Dar manipulat sau nu, omul s-a dus să lupte, să fim liberi, să nu mai, să putem să avem, uite, mall-uri și croc și în picioare, știi? Și telefoane și să nu fim ascultați și așa mai departe. După aia a venit întrebarea, dar de ce tocmai el a trebuit să meargă? Dacă nu mergea el, nu mergea nici vecinul, nici ăla, nu mai ieșea nimeni pe stradă și astăzi vorbeam, uite, la podcastul tău, vorbeam cu Secera și Ciocanul în spate și ziceam cuvinte de laudă despre Partidul Comunist. Dar pe mama de ce ai învinuit-o? Că l-a lăsat să plece? Da, sau de ce? Da, da. Și practic, tot timpul au fost două gânduri care au mers în paralel. Învinuirea asta pe care i-am atribuit-o maică-mii, plus am înțeles de ce s-a dus, am înțeles de ce l-ai lăsat, și tot timpul mergeau în paralel și tot timpul se loveau cap în cap și treaba asta a născut furie. Mm-hmm. Cum se manifesta? În niciun fel. La mine furia nu se manifestă în vreun fel. Adică rare ori mă apuc să urlu, să fiu certăreț sau așa, totul se înăbușe, se reprimă la mine. Și ulterior s-a transformat această furie în muzică. A, ai scos-o acolo? Da. Sau așa cred eu, dar nu am făcut nimic altceva. Adică eu tot timpul am fost un copil retras, cu minte, foarte analitic, foarte, pentru că sunt retras. În regulă. Pentru că mereu am stat într-un colț și mă uitam la lume și analizam ca să văd ce pot să vorbesc cu fiecare, să încerc să-i dibuiesc ca să nu fiu pus în situații în care să nu știu ce să vorbesc cu lumea, știi? Asta a venit din mine, totodată,
și în particular și eu când am fost de unul singur, furia asta nu avea cum să manifeste. Altfel, oricum, am fost cam singur și singur la părinți și maică mi-a trebuit să-și ia două joburi, deci am cam dus-o de unul singur. Copilăria mea, nu, pe cine să mă cer cu dulapurile prin casă? Cu cine să... Și am învățat să-mi reprim furii, sentimente, cum ți-am zis, să devin analitic. Asta cred că m-a făcut să fiu și mai retras decât m-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Da. Să desenez. În prima fază eu am desenat foarte mult. Da. Ce și după aceea tot ce vedeam. La un moment dat ajuns să fac și portrete de-astea. Știu că ai vrut să fii și tatuator. Am și fost în spatele blocului tatuator, dar asta e altă poveste. Fiecare a avut momentul lui de spatele blocului. Dar nu, ajungem și la pasiunile mele. Dar în prima fază eu m-am născut cu talentul de desen și cred că toată furia și toată supărarea mi-am canalizat-o în desen, cred. Repet, nu știu, cred că e inconștient sau nu mi-aduc aminte ce gândeam pe vremea aia. Dar acum, la 40 de ani, uitându-mă la mine la 6, 7, 8, and so on, ani, îmi dau seama că asta am făcut. Mi-am canalizat această furie în desen și ulterior în muzică. Care au fost momentele în care efectiv i-ai simțit lipsa tatălui tău de lângă tine? În adolescență. Uh-huh. În adolescență, când deja... Când încep hormonii să tropăie, așa, când apar problemele de băieți, automat, cred că de la hormon pornește totul. Și ciocnirile între băieți, ca să zic așa, și iubirile față de fete, și mă rog, mai departe, tot ce apare din datorită hormonilor, că e foarte frumos. Și simțeai să vorbești. Simțeam să vorbesc și maica mea încerca să mai îmi spună, dar mă simțeam cumva... Mi-era rușine să vorbesc cu maica mea treburi. Uite, m-am certat cu ăla în clasă, mi-am luat un pumn în față. Maica mea se panica, ți-n chipui. Mama care și-a pierdut soțul după 6 ani de căsnicie, care... În 92 a făcut și un cancer mamar. Așa. Wow. Și acum vine fiul să-i spună că se bate cu băieții pe stradă. Parcă, na, oricum maica mea e un pic mai atentă, mai înghiară așa. A Când fost, spui aici că o înțelegeai, empatizai cumva. Nu aveam pretenții de la ea. Și nici nu aveam, nu aveam schimbul ăla de energie cu ea, nu aveam tragerea aia de inimă să vorbesc cu ea. Treburi bărbătești, că realizam că sunt treburi de băieți astea, îmi trebuie un băiat să vorbesc. Ce fac? Ce îi spun unei fete pe care o plac sau ce îi spun unuia care se ia de mine? Sau cum reacționez în momentul? De unde? Mama e mamă, e fată, da? Nu cred că a avut parte de așa ceva. Cu toate că nu s-a recăsătorit niciodată. Nu s-a recăsătorit. Nu s-a recăsătorit și asta... Uite, n-am avut curajul... Să vorbesc treaba asta cu ea până acum, să o întreb dacă nu s-a recăsătorit pentru că îi spuneam eu să nu se recăsătorească sau pentru că îl iubea prea mult pe tata și nu avea timp oricum, nu cred că... Și căsătoria asta nu e ca și cum te duci la alimentară și o găsești. Trebuie timp să cunoști omul, să vezi dacă e potrivit, îl aduci un om într-o familie cu un copil, omul ăla trebuie să accepte copilul. Copilul trebuie să accepte omul. Exact. Da, dificil. Și cred că, iar ea având două joburi, muncind de dimineață până seara, și un copil o mâncare de făcut noaptea, de cele mai multe ori, nu cred că mai ai timp să mai găsești bărbați. La cât timp după tragedia asta s-a îmbolnăvit? La un an. Deci în 89 a murit tata, în... 92, da. A apărut primul semn de cancer, a început cu analize, cu precușul, du-te, vezi ce e cancer, nu e cancer, e, mă rog, și 92, ți închipui cât de avansată era medicina
pe vremea aia, până la urmă au descoperit, adică au ajuns la concluzia, sau liniștit și au zis, da mă, e cancer. Ei am descoperit și a trebuit să intre la operații. Eu am fost trimis în, la Sora ei în Brașov și am stat acolo o perioadă în Brașov, doar că după operație, după prima operație, se simțea foarte rău și a trebuit și sora ei să plece din Brașov să vină să o ajute în București. Atunci am ajuns la vărul meu, la fiul surorii ei. Uh-huh. El muncea dimineața până seara. Acum nu vreau să, Doamne ferește, să-mi plâng de milă, vai ce via. Cred că au existat vieți mult mai crâncene, tragice decât ale mele, dar... Nu, asta e experiența ta. Acum ascultând, acum recapitulând copilăria mea, acum, îți spun sincer că acum, la 40 de ani, de când e mie, regândindu-mă, rederulând. Retrăind, da. Da. Copilăria, îmi dau seama că totuși a fost ceva haos. Ceva de dus. Puțin jihad a fost pe acolo. Da. Tu știai fiecare pas care se întâmplă în tot procesul ăsta de diagnosticare, de operație? Nu de... chiar fiecare pas, nu. Dar nu avea cum să nu spună după, după ce a făcut operațiile, a urmat tratamentul cu citostatice, cu... care au făcut să-i cadă părul. N-avea cum să-mi ascundă... Da, ce s-a întâmplat, de ce? Da, de ce nu mai are păr. Și mi-a explicat... Mă rog, scuze. Știai, conștientizai că se poate întâmpla o nenorocire în urma acestei boli? Nu. A, nu. Cred că era mult prea... Adică, cred că era mult prea mic, oricum. 6-7 ani, nu știu cât de matur ești. Suntem generația millennial. Nu suntem atât de deștepți ca Z sau Y. Așa e. Adică mi-a, Doamne ferește, Doamne, Doamne ferește, dacă ar fi în situația asta, mi-a, cred că s-ar prinde, adică cred că ar conecta altfel lucrurile, sau zian, da, sau știi? Da, da. Plus că eram foarte mult în lumea mea. Și asta e caracteristica mea principală. Sunt în lumea mea. Mă gândesc, îmi închipui, mă joc cu imaginația mult de tot. Dar ți-ai făcut-o pentru că... lumea pe care ți-ai creat-o e mai frumoasă și mai ușoară și mai lipsită de dureri decât cea reală? Probabil că când m-au livrat, m-au downloadat de la mama, probabil că am venit cu această imaginație sau cu această putere de a avea o imaginație bogată. Dar cred că întâmplarea cu taică-mi mi-a făcut să mi-o sporesc, să mă aplec mai mult asupra ei și să mi-o antrenez mai mult imaginația. Să nu vrei să mai ieși de acolo. Da, bine, până în pragul autismului, dar... Nu ne ducem acolo, dar e o chestie normală care ni se întâmplă și ca adulți să facem asta, dar aminte ca și copii. Da. Și acum, adică când sunt niște discuții la care nu pot să iau parte, nu mă depășesc discuțiile, involuntar capul meu se comută pe Imaginarium of Dr. Matei. Dr. House. Da. Dar nu-ți place să te cerți? Nu-ți place energia aia conflictuală? Sau? Nu prea îmi place. Adică sunt pe două planuri. În familie nu-mi place. În familie e perfect când este totul liniștit. A nu se înțelege că mai am și eu conflicte cu Elena, că dacă n-am avea conflicte, nu ne-am iubi. Dar le încercăm să le rezolvăm cât de repede, pentru că am marea baftă că nici ea nu e o persoană conflictuală. Și cum? Cum rezolvați? Te iubesc. Și îmi cer scuze. Este atât de simplu. Și dai un pas în spate, ori-oria, depinde care e mai puternic. Că e o chestie care e mai rănit în momentul ăla. Cum? Sau care e mai rănit în momentul ăla. Cred că ăla care e mai rănit e în focuri acolo, e roșu, și ăla care e... depinde care realizează. Bă, stai așa, e vremea să dai un pas în spate, să spui te iubesc. Am realizat unde ai greșit, unde am greșit eu, pentru că de fiecare dată, în orice situație, nu doar în familie, amândoi greșesc sau ambele tabere greșesc, dai un pas în spate, uite, aici am greșit eu, aici ai greșit tu, te iubesc, îmi cer scuze. De cele mai multe ori. Există și zile în care stă... Dar mult prea puține foarte ca să tare, le, luăm în, le luăm foarte în tare și foarte important. Rar bărbații au capacitatea să se dea un pas în spate, să-și recunoască vina, să-și ceară iertare, să spună te iubesc, să spună te iubesc.
asta cu te iubesc, cred că o spun ca semn de punctuație. Vreau mereu să știe că o iubesc, pentru că eu chiar o iubesc foarte mult. Pentru mine e tot Elena. Adică fără Elena, cred că viața ar fi mult mai tristă și amară și fără sens. Nu mai zic fără Mia. Fără Elena n-ar exista Mia. Eu, nu știu, e o chestie de-asta. Un cerc de-asta, dar nu vicios, fericit. Un cerc fericit, da. E femeia care te împlinește pe toate planurile? Mama, tu atingi coarda sensibilă. Deci nu ai atins cu taică-mi cât atingi cu Mia și cu Elena. Simt așa... știi că de multe ori m-am... Scuză-mă că te întrerup, te rog. De multe ori și în copilăria mea, mai ales uitându-mă în jur la toți ăia, am tras, prima concluzie pe care am tras-o este tipica românească, bărbatul nu plânge. Știi? Ai zis asta și înainte să începem. Da? Da. Da, vezi. Ulterior mi-am dat seama că plânsul n-are nicio legătură cu bărbăția, nodul în gât care mi se pune involuntar când Mia face ceva frumos sau când Elena are o realizare sau când, mă rog, nodul ăla de plâns, pe care, da, îmi țin sub control, nu are nicio legătură cu bărbăția, cum nici te iubesc cu... Sunt niște cuvinte care sunt unisex. Sau sunt niște sentimente, emoții care sunt unisex, știi? Adică nu cred că te faci mai bărbat dacă n-ai plâns niciodată. Cred că ești mai bărbat dacă ești sigur pe tine, dacă ești stâlpul familiei și accepti ca femeia să te completeze. Pentru că... eu văd familia, această sfântă treimă, ca pe un puzzle. Fiecare are rolul lui. Nu există om pe lumea asta care să poată să le facă pe toate. Mai ales în familie. De aceea există femeia care vine ea cu aportul ei în familie și îl susține pe bărbat ca el să poată să avanseze, ca tot familie să fie bine, știi? Ori tu, dacă ești cu armura pe tine, că așa trebuie tu să fii bărbat, nu mai are loc femeia să intre în sufletul tău, să te ajute să... fiți tot voi mai bine, automat tu, știi? Dar tot o să mă abțin tot o să deznod nodul din gât. Da. Știi că e în regulă că ne arătăm vulnerabilitățile și oamenilor. Până la urmă, mi se pare că asta e una dintre cele mai importante calități în ziua de azi. Apropo de generații și de ce zici tu, apropo de faptul că ne tehnologizăm efectiv pe toate părțile, să rămânem umani și să ne arătăm vulnerabilitatea, chiar mi se pare o treabă foarte importantă. Da. Da, e o chestie... din contră, mie mi se pare că atunci când îți arăți vulnerabilitatea, dai dovadă de tărie. Uh-huh. Mă deschid și sunt atât de tare încât pot să arăt care mi-e călcâiul al lui Ahile, știi? Pentru că știu cum să fentez dacă mă atace acolo, spre exemplu. Da, da. Da, da. Dar probabil că la mine totul se reduce la ataci, la luptă, la chestii de-astea, pentru că sunt băiat, știi? Și atunci toate verbele mele sunt de-astea, call to action-uri. Ajung și acolo. Dar vreau să te întreb cât de mult o iubești pe Mia. Oh, mult. Mult. De multe ori îmi pun întrebarea dacă o iubesc destul. Uneori mai îmi pierd și eu răbdarea. Și când îmi pierd răbdarea, momentele alea, nu știu, da, am ceva anume de făcut în momentul ăla și fix în momentul ăla se întâmplă, nu știu cum, Doamne ferește, nu mi-închipui cum se întâmplă ca Mia să vrea ceva. Adică tot timpul. Așa. Și uneori când lucru celălalt, extra Mia, este important sau da, trebuie e important să te pentru pe el, mine. Da, pentru mine, în momentul ăla intru într-un haos de ăsta, intru într-o panică de asta că nu știu cum să fac, pentru că logic, oricum, ai văzut, când vorbește Mia, imediat eu mă întorc involuntar la ea, mi se parabolicele se întorc la ea, știi? Dar totodată capul mă trage la treabă și nu știu cum să fac, zic, stai așa Mia puțin. Și în momentul ăla n-am avut răbdare cu ea și îmi fac proces de conștiință și începe asta. Oare nu o iubesc destul? Oare nu?
am niște de-astea în capul meu, de se petrece tot timpul, e un, niște întrebări. Matei vorbește cu Mateo tot timpul. Faci introspecție, așa? Oh. Da, eu nu cred că, cred că și în somn fac introspecție. Cred că și în somn fac terapie eu cu mine. Cred că în somn mă întreb, îmi pun întrebări care să mă ajute să fiu mai bun, să trec la următorul nivel. Îmi pun întrebări pe care mă chinui, de fapt, că eu cred că asta e tot așa una din problemele noastre. Noi nu suntem sinceri cu noi. Eu cred că noi nu suntem sinceri cu noi. Eu cred că noi ne proiectăm o realitate că suntem cei mai rupem gura târgului, dar nu avem curajul și tăria să ne vedem exact de unde până unde suntem și cât, care partea gurii din târg o rupem, știi? Că nu cred că o rupem pe toate, știi? Iar eu tot timpul am vrut, și asta înainte de Elena, înainte de Mia, tot timpul am vrut să știu, măi, eu care sunt, de fapt. Ce prezint eu mai departe, PR-ul meu, ce prezint eu mai departe, scuzați iară, ce prezint eu mai departe, e altă treabă. Dar eu trebuie să știu eu care e esența, care, de unde până unde sunt, cu ce lucrez. Știi? Adică, cât de talentat sunt la muzică, cât de deștept sunt, cât de răbdător, cât de... Uh-huh. E tăcă, știi? Mai departe că eu ți-o zic ție că sunt cel mai deștept, e că vreau eu, dar eu, știi? Adică contează să fiu foarte sincer cu mine. Foarte important. Și de aici tot timpul e o introspecție, tot timpul e un dialog în capul meu, care îmi face plăcere, să știi, de multe ori. Poziția asta analitică te-a ținut cumva departe de pericolele vieții, asta pentru că știu că ai crescut în Pantelimon, după blocurile gri. Știu că în gașca ta de prieteni se consumau substanțe interzise, știu că ai și pierdut anumiți prieteni din cauza lor. Tu cum te-ai ținut departe de lucrurile astea? Nu știu, ai observat că spun nu știu. Pentru că nu vreau să zic, mamă, ce demersuri am făcut eu cu mine pe la 10 ani plus 11, 12 ani și de fapt să nu fi fost așa. În primul rând îmi vine să spun treaba aia românească, m-a ajutat Dumnezeu. Pentru cei ce cred în Dumnezeu sau în acea energie, este valabilă și pe undeva cred. La un moment dat mă gândeam, când eram mai adolescent, mă gândeam, uite bă, că tata are el grijă de acolo de sus. Mă ia, mă pune ca pe piesă de șah, mă scoate din, știi? Ce tare. Dar acum, judecându-mă, cred că treaba asta cu introspecția despre care vorbeam mai devreme, cred că dă dovadă de realism. Mie îmi place, de fapt, să fiu realist. Cred eu. Realismul are de-a face cu trezia, cu să fii tot timpul conștient de tot ce se întâmplă, de, dacă vrei, control freak. Ori eu văzându-i pe toți prietenii, mulți spus, anturajul de la bloc, că ei cad pe stradă, efectiv, cădeau ca frunzele pe stradă. Erau lați, covoare pe stradă, la mita cocoșului, că așa nu ai control, așa nu ești treaz. Și felul meu de a fi a fost împotriva acestui sentiment. Sau acestei stări, de fapt. Plus că văzându-i că mulți mureau de supradoză, venind după o moarte a lui taică-miu, maică-mea trecând prin ce a trecut, nu cred că era cazul să-i mai punem încă o moarte în cărcă mami, știi? Dar nu m-a atras treaba asta. Adică mi s-a părut, mă uitam și vedeam cât de decăzut sunt și cât de... cu care pe timpul zilei râdeam și jucam fotbal, lapte gros, ce se mai juca, mâncam semințe, mă rog, treburi de spatele blocului de Pantelimon. Da, da. Nu citeam cărți. Dar treburi care erau mișto și seara îi vedeam că sunt alți oameni, niște zombi căzuți pe stradă, degradați. Preș, efectiv. Și nu-mi plăcea deloc imaginea aia. Și asta m-a ținut deoparte. Dar am stat printre ei. Am f-
fost martor la acțiunile de... Tot felul. De tot felul. Vedeam cum fug de acasă, de rușinea părinților și de rușinea faptului că mai furau din casă ca să aibă bani de, de doze și ajungeau prin șantiere sau prin clădiri dezafectate și dormeau pe acolo, înconjurați de siringi. De... Acum, spre exemplu, când văd siringă pe stradă, că din păcate, dacă îți vine să crezi, în 2024 mai există moartea aia în țară, involuntar, spun sincer că mi se ridică carnea pe mine. Am repulsie la treaba asta. Da, pentru că ai trăit experiența asta. Da, am văzut numai moarte în jur. Asta e concluzia. Am văzut o grămadă. Iar un prieten bun de-al meu, adică la bloc am avut un... m-am atașat de un prieten cu care aveam pasiuni comune, desenam împreună, desenam și pereți împreună. Mi-a și luat poliția în sensul ăsta împreună. Foarte talentat și el, practic, cumva, până să mă apuc de muzică, mă antrenam cu el la desen. Desenam eu ceva, el desena mult mai bine ca mine. Eu mă ambiționam că trebuie și eu să fac ca el. Foarte frumos a fost... foarte frumoasă prietenia a fost, până când a scăpat și el în patima heroinei și a dus-o foarte mult timp. Vreau să spun că în momentul în care a scăpat în porcăria asta, în mine s-a oprit treaba, am devenit mult mai rece. Fără să o calculez, fără să vreau să fac ceva în sensul ăsta, pur și simplu când l-am văzut cu aia legată de mână și cu aia cu băgat în venă, efectiv mie mi s-a tăiat din mine cumva, știi? Și nu am mai vorbit cu el și am avut regrete, mai ales acum după ce a murit, pentru că și el a fugit de acasă de nu știu câte ori, el nu se ascundea prin cartier în dispensarele alea dezafectate, ajungea tocmai în Ferentari, adică foarte departe de casă. M-am dus de vreo două ori să-l iau de pe acolo, să-l caut, să-l culeg de pe acolo. De fiecare dată mă gândeam, bă, da, dacă aș fi fost un pic mai puternic și nu aș fi fost eu egoist să mi se taie de el și aș fi stat lângă el, poate că aș fi reușit cumva să-l ajut, să se trezesc în el ceva, să... E o naivitatea mea, că n-ai ce să faci. Asta zic greu. N-ai ce să faci, nu. Greu. Nu trăi cu vina asta, că e degeaba, da. Cumva. Nu mi-ocupă tot timpul vina, am avut gândul ăsta. Bă, poate că ar fi trebuit să îi acord mai mult atenție lui Shao. Mm-hmm. Da. Apropo de situațiile astea care se întâmplă în 2024, ce să vezi? Care e cea mai mare panică pe care o ai în ceea ce privește pe Mia? Să nu fie fericită. Știu la ce te gândești. Am avut, știu, cred că știi glumele mele cu... Nici nu vreau să zic, Doamne ferește, eram penibil. Acum vreau, îmi doresc ca mea să fie fericită. Dar fericit pe bune, nu sintetic. Aia, nu ce cu ajutorul. Înseamnă fericirea asta? Să fie fericită, să se simtă bine în corpul ei, să fie fericită cu alegerile pe care, să împlinească alegerile pe care le face, să aibă o stare de confort tot timpul în corpul ei, să aibă parte de măcar de fericirea pe care o simt eu cu mine și apoi eu în familia mea. Eu cred că fericirea te duce la alegeri corecte, la... Vorbeam cu un tată a unui coleg de-al miei. Vorbeam, el ușor mai panicat despre ce se întâmplă acum și nu cu drogurile, cu orientările. I-am zis, băi, până la urmă știi cum e, dacă ea e fericită, Mia va fi fericită cu o anumită orientare sau într-o anumită conjunctură, contează pentru mine atât. E fericită, punct, semnă exclamării. Mai departe nu mai contează. Dar ea să fie fericită. Deci ești deschis la minte cu orice ar alege să experimenteze, să facă în viață. Da, acum nu vreau să încerce heroină și toate alea. Mi-aș dori să nu și tind să cred că nu o să ajungă la treaba aia, pentru că
are parte de niște părinți și generația noastră este cea care știe să explice treburile astea. Zici? Eu cred că da. Da? Vorbeam cu Stanciu, un prieten bun de-al meu, despre un articol în care el a citit că, statistic vorbind, milenialii, deci cei... Nimic, nu știu să pronunț cuvântul. Cei născuți între 80 și 1996, ăia suntem noi, generația milenială, sunt statistic cei mai educați de pe fața pământului și sunt cele mai bune prototipuri, ca zic așa. Pentru că noi am prins tehnologia la o vârstă la care am putut să o înțelegem și nu tehnologia să ne acapareze pe noi, știi? Și practic, Mia, Zian și toți ceilalți copilași din această generație Y au, dacă vrei, bafta când ne au pe noi ca părinți, că noi știm cum să gestionăm de la tehnologie, la droguri, la deschiderea emoții. La minte, la emoție, la, știi? Da, important. Da, eu sper, adică eu așa cred despre mine, că și eu și Elena suntem deschiși la minte și cel puțin Elena explică și are o răbdare. Cum nu, tu nu o cunoști pe Elena. Nu, este cea mai tare. Deci când o văd că își găsește forță în ea și se pune în genunchi și explică mie, uite așa și pe dincolo și la și găsește toate cuvintele potrivite. Argumentele. Da, se explice mie și mie înțelege, mamă, zic, mi-a pus Dumnezeu mâna în chelie. Și totuși, de ce nu e de nevastă? Pe Elena? A, nu, pe... Da. Da, te-a pus să mă întrebi asta, nu? Nu știu. Mă, eu cred că pe tine te-a pus să... Tu? A, am înțeles, e treabă de asta. E o conspirație? Nu e nicio conspirație. Nu, este... între noi e o conspirație. Aia, între gagici, ca tu să răspunzi public. De ce nu iau de nevastă pe Elena? Pentru că mie mi se pare, i-am spus și ei mereu, poate că e o chestie copilărească, dar mie mi s-a părut că o hârtie în plus sau în minus, pe care spune că o cheamă Vasiliu și că e nevasta mea, nu mă face să o iubesc mai mult sau nu ne încheagă mai mult. Nu e ca badge-ul ăla de verified pe Instagram. Iubirea va fi aceeași tot timpul. Ca dovadă, după 10 ani, acum mi se pare că o iubesc mai mult de când e Mia. Sau, mă rog, diferit, de fapt. Nu am cum să o iubesc mai mult. Am iubit-o tot timpul, dar o iubesc diferit. O iubesc și ca mamă, nu doar ca iubită, ca femeie foarte frumoasă. Îmi doresc foarte mult să îmbătrânesc lângă Elena, să murim mână de mână ca Notebook. Știi filmul ăla? Îmi închipui că-l știi. Ciudat e că-l știu eu. Știi? Asta e de fapt, dar mă rog. Nu e ciudat pentru mine. Da. Că-l știi tu. Așa. Și asta se va întâmpla. Asta se va întâmpla. Eu o să mor cu sau fără verighetă pe deget, cu sau fără un om de un angajat de la o stare civilă care să zică, gata, sunteți Vasiliu amândoi, asta se va întâmpla. Asta e un mic detaliu, e un sprinkle pe clătită. E, orice ar fi, ce am spus rămâne în picioare. Iubirea se simte, nu se explică pe foi. Care e relația ta cu Dumnezeu, Mateo? Pentru că mi-ai zis o treabă acum câteva minute. Cu Dumnezeu și cu tata? Mi-ai zis de Dumnezeu și de tata, dar eu vreau să... sau mi-aș dori să-mi spui care e relația ta cu divinitatea astăzi. Astăzi relația mea cu divinitatea e una normală. Ce înseamnă? Nu normal? Neg, dar nici nu mă duc la biserică tot timpul sau țin post sau mi-arăt în vreun fel. Eu cred că... Dar crezi în... Cred într-o putere pe care o numim cu toții, generic, Dumnezeu. Cred. N-am cum să nu cred în așa ceva. Mi s-au întâmplat lucruri care... viață care nici calculate nu ieșau, mă scoteau mai bine. Deci cred că este un ceva acolo. Este ceva ce noi nu putem să înțelegem. Nu avem. Avem doar 20% din creier valabil. Poate la 21 și vedem. Îi vedem barba, dacă e albă sau dacă e lungă, știi? Dar
eu cred că asta epatatul, mersul, spusul, Dumnezeu e puternic, e al meu, duminică, biserică, las totul, nu știu ce, nu vreau să supăr pe nimeni. E felul lor de a crede și de a-și arăta iubirea față de Dumnezeu și este la fel de valabilă cum este și a mea, care eu cred aici sau aici, unde îi crede eu, da, cred că este o energie. Și nu cred că se supără pe mine dacă nu țin post. Și nu cred că se supără pe mine dacă mai înjur la volan din când în când. Până la urmă, dacă e, cum spune Biblia, și El ne-a creat, El ne-a creat și cu greșelile. Știi? Mm-hmm. Cred că se supără pe mine dacă nu-s cinstit cu mine, așa cum spuneam acum câteva minute, dacă nu cumva ore, că nu știu de când vorbim. Cred că se supără pe mine dacă nu tind să evoluez. Și până la El mă supăr eu pe mine și cred că e de datoria noastră, știi? A omului să evolueze, știi? Uh-huh. Și cumva scris în ADN și sper ca omenirea să evolueze în continuare, știi? Într-un fel sau altul, nu știu, mai sper că nu prea mai evoluăm. Cred că ne-am luat o mică pauză, da? Sunt etape și etape, ca să zic așa. Inclusiv tu le traversezi cumva. Azi poți mai mult, mâine poți mai puțin, dar sunt etape. Când pot mai puțin, să știi că mă pedepsesc, mă biciui eu în capul meu. Vai, cum, nu? Bine, mă biciuia mai mult până să apară mie. Acum cumva compensez cum n-ai făcut nu știu ce. Da, da, ai stat cu mie. Ok. Și ai făcut cu mie, mult mai mult decât orice piesă ai fi putut să faci, piesă cu Ghetta. Să aștepte, gen. Ai stat cu mie astăzi. Dar până să apară mie și era o zi în care nu aveam energie, efectiv. Mă întorceam după un weekend de 7 concerte, cum aveam pe vremuri, nu mă mai țineau balamalele luni. Și stăteam, mă gândeam, vai, ai stai, păi, șterge-o din calendar. Nu ai făcut nimic azi. Doar ai respirat. Uh-huh. Adică, și mă simțeam prost eu cu mine. Oh, da. Wow. Da, deci tu cu tine nu ai timp? Nu-ți iei timp? Nu prea. Și de când am început cu muzica și am început să culeg roadele și să văd, să aud aplauzele, să văd zâmbetul de pe fața oamenilor, să... N-are rost să ne... Așa, să intre și banii în urma muzicii. Sigur. Am zis, a, păi stai mă, asta e. Dă-i tată, dă-i înainte, n-ai zi de... A, și ești forjă. N-ai zi de stat degeaba, îi dai piesă după piesă după piesă. Mai ales că eu am început în 2006, atunci am luat primul contact cu muzica mainstream prin prisma Loredanei. Am, cu ajutorul lui Velea, am ajuns să cânt pe o piesă de a Loredanei produsă de Smiley. Uh-huh. Și ei a plăcut atât de mult încât a decis să mă ia cu ea în concerte, Loredana. Țin minte, care da? Mi s-a părut, merg cu Loredana Groza, adică nu cu Loredana Groza. E atât, Loredana Groza, e una. Așa-i. În concerte și mai sunt și plătit. Trebuie să înțelegi că în 2006 eram un neandertal, nu înțelegeam, veneam din scena underground, avusesem o formație cu Bin, care acum e la Subcarpați, trupa Apocalypse. Eram, nici nu știam, singurii bani pe care îi câștigam din muzică erau din piesele și orele de studio pe care le dădeam către alți rapperi care veneau la mine acasă sau la Bin acasă și trăgeau la un studio improvizat. Miști. Avem poze, o să-ți arăt poze, să vezi cum se făcea muzica pe vremuri. Uh-huh. Și ajungi și la ea dacă vrei. Și când am ajuns la Loredana, mi s-a dat universul peste cap și am văzut în primul rând formația, am văzut că poate să sune fără scratch, fără tobe făcute pe calculator, poate să sune cu trupa și hip-hop puțin. Eram hip-hop și reggae. Că e, mă simt și bine, că mai nimeri și o notă acolo. Până atunci nu cântasem cine știe ce. Rap și raga și reggae nu prea te solicită. Și că mai și cânt și că mă și apreciază că mai câștig și bani. Matei, tată, wow, ăsta e. Ești. Uh-huh. Nu te oprești niciodată. E, după Loredana a venit Delia. Am clădit împreună ce am clădit împreună. Am fost împreună în concerte, îți închipui. După Delia
a venit piesa cu Narcotic Sound, Mamacita, concerte solo, dar concerte solo cât a fost piesa pe radio. După ce s-a dus piesa de pe radio, ca orice piesă, la revedere. Adio, tot, foamete, frustrări, ani negri, dracu-i pe pământ, îmi stă în cârcă mereu, ca în filmul ăla. Dar cât ți-a luat să ieși de sub titulatura asta de fostul iubit al Deliei și să te cunoască lumea ca fiind Mateo? Eu cred că nici acum nu am ieșit. N-ai scăpat? Nu. Acum, în plus, am mai adăugat fostul iubit al Deliei și ăla care s-a certat cu Connector. Mai știi? Ai făcut niște lucruri importante în viață. Da. Panama, ca dintr-un noroc, dintr-o baftă, a ajuns să fie hit chiar și astăzi în toată Asia. O glumă ieftină. O glumă ieftină. Pistol cu apă. Fostul iubit al Deliei și ăla care s-a certat cu Connector. Dar te deranjează asta? Nu. Nu. Ok. Dar și acum, mă? Acum eram cu Mia în mall, nu știu ce, și au venit, pot să fac și eu o poză cu tine? Da, evident, am făcut poză. Și cum era Delia, mă? Mamă, au trecut ani incredibil de zile, am și un copil, vezi? E un copil, nu e un cățel, știi? Da. Da, de foarte, nu m-a deranjat, chiar deloc. Se câștigă, sau astăzi, pentru că tu, pe lângă faptul că ești artist, ești interpret, ai concertele tale, ai piesele tale, produci muzică și pentru alți artiști. De unde se câștigă mai bine? Te-ai îmbogățit de când ai studioul? Nu. Nu. Nu, m-am îmbogățit de când m-am îmbogățit. Nu spun, nici nu știu dacă m-am îmbogățit, că nu mi-am făcut vreun calcul și o să râzi, nici Elena nu l-a făcut. Ok. Yeah. Așa. De când am studio, nu cred că m-am îmbogățit. Cred că Panama m-a îmbogățit. Nu știu, că nu mi-am făcut calculul. Succesul nici pe care l-a avut piesa în... Da. Piesa aia ține chiria studioului. Adică, stai așa, piesa aia ține chiria studioului în picioare, ne dă bani de buzunar de LOL Dolls și altceva, că alea sunt banii de buzunar, așa. Și... putem să ne mai ajustăm cu tot felul de treburi în, pentru Bănuță, pentru Emily, Istrată și așa mai departe. Ce tare. Dar nu doar piesa, ci și munca Elenei. Evenimentele pe care le organizează, festivalul pe care l-a făcut și așa mai departe, știi? Uh-huh. Adică, din partea mea, piesa plus drepturile mai vechi de la Recurent, dar Panama e sursa numărul unu de venit. Ce trebuie să... rescrii succesul cu o altă piesă care să aibă sau să se ridice la nivelul piesei Panama? Și mă bucur că m-ai întrebat. Până la apariția TikTok-ului, cred că mai puteai să rescrii un succes. Cred că mai puteai să rescrii un succes. Cred. Subliniem, okay. Cred. De la apariția TikTok-ului, acest succes este pur algoritmic. Okay. Și da, pentru că sursa numărul unu de promovare și de cea mai mare rampă de lansare acum în industrie este TikTok. Și abia apoi, dacă vrei, spui și clipul pe YouTube ca să faci view-uri și ca să primești bani. Cel puțin în România, în unele state din afară, TikTok-ul este monetizabil. Dar nu și la noi, din câte știu eu. Păi și ai know-how, din câte observ. Ce? Eu nu l-aveam. Că trebuie să faci ceva pentru TikTok. Da, dar nu e de ajuns să faci ceva pentru TikTok. Bine. Gândește că unul la mână te lupți cu algoritmul TikTok-ului, da, pe care nu-l cunoaște nimeni, din câte am înțeles. Este ceva ținut secret. E o fantomă, da. Da. Acest algoritm este într-un safe, iar alături e rețeta Coca-Cola. E, da, da, da. În același loc, undeva într-o Elveția. Într-o peșteră, da. Într-o, da, da, da. Așa. Iar pe lângă asta ai de-a face, și asta este, mă doare că spun, dar este foarte frumos, ai de-a face cu publicul adevărat. Până acum, până să existe această explozie de social media, YouTube, Spotify, TikTok și așa mai departe, de unde lumea să-și ia muzica pe care și-o dorește, erai, manipulai, nu știu, ce dădea la radio, ai ascultat lumea. Deci dacă trecea piesa de playlist manager... Limitat, cumva, eram limitat, plaja, da, limitată. Care erau mai destupați sau aveau timp,
se opreau în benzinării, își luau CD-uri cu trupele lor preferate, Def Leppard. Și ascultau aia. Mm-hmm. Și ascultau aia, dar oricum hiturile rămâneau alea difuzate pe radio, știi? Corect. Acum, desigur, că și radio difuzează hituri potrivite pentru segmentul ăla de vârstă care mai ascultă radio, că, ce-ți vezi, omul crește, omul avansează în vârstă, automat și la așa, dar totodată ajungi la, până, chiar și până la radio, ajungi la mâna publicului adevărat, care acum nu mai comută doar pe radio și ascultă. A, asta e hit? Nu, acum are drept de veto. Are place, un like, place, da, da. Un next. Toate astea influențează algoritmul. Are un swipe, scroll, up, de ăsta, cum se numește, pe TikTok. De fapt, asta e gestul 2000 încoace. Da, da. Acest gest de dat în sus. Tu trebuie să-l faci pe omul ăla să rămână. Tu gândește-te că din cele 15 secunde de aur, cum se spune la noi în muzică, care erau înainte, până la explozia online-ului, erau 15 secunde de aur. Erau infinit de puține, dar mă rog. 15 secunde, eu trebuia să te conving pe tine să rămâi pe piesa mea. Acum am 7 secunde de aur, știu, dar eu cred că sunt mult mai puțin de 7. Și eu cred că sunt mai puține. 5 cred că sunt, sau 3. 3 sau 5. 1, 2, 3, 4. Să duc degetul aici și să fac gestul ăsta. Cam atâtea secunde de aur sunt. Deci eu în timpul ăla trebuie să te... Să mă convingi. Să te conving să rămâi pe TikTok-ul meu, care TikTok-ul meu trebuie să-ți placă, să fie ceva pe placul tău, care să interesant, te facă să cer... motivațional, cumva, inspirațional. Da, totodată mai e o chestie mai nouă. Vorbeam ieri cu colega noastră, Alexandra. Iar hiturile sunt de la om la om. For you-ul meu este total diferit de for you-ul tău. Așa e. Eu am hiturile mele. Da, da, da. Și jamaicanii mei, reggae, ăștia ai mei, cu care vreau să mă laud. Am și piese, am vorbit cu ei, am legat niște piese foarte frumoase cu niște jamaicani de la mama lor. Da, sunt foarte fericit acum. Așa. Nu au nicio legătură cu Bogdan de la Ploiești, care poate apare pe for you altcuiva, știi? Da, 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 și e în trending. Și în trending, da, știi? Da, 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 clar. Cred că trending-ul ăla, de fapt, e purul adevăr. Adevăr. Știi? Mm-hmm. Dar, totodată, consider că TikTok-ul e înainte de YouTube. E mai important decât YouTube. Să știi că ne apropiem de final, din păcate. Din păcate, zic, din păcate că aș mai fi stat. Și eu zic de 20 pentru mine. Da, din și păcate. Și mie îmi place mult. Aș mai să fi vorbesc, stat. Zici că-s politician. Da! Da, o întrebare mai am, care mi se pare foarte tare, pentru că, să mă înțelegeți, el, acest om, acest bărbat, da, care își creează așa lumea lui, iată, de povești frumoase și vrea, da, să facă totul să conteze, care este extrem de inspirat de tot ce înseamnă viața eroilor și ceea ce lasă ei și fac ei pentru omenire și așa mai departe, se joacă cu prințese. Da. Se lasă pictat pe față, machiat sau cum or fi, sau cum o fi. Care lume îți place mai mult? A supereroilor sau a prințeselor? A, uite, mai bine mai lasă partea cu căsătoria și tai partea asta. Îmi plac amândouă la fel de mult, dar îmi plac amândouă pentru că una mă definește pe mine, una mă hrănește pe mine. Supereroii sunt ceva din copilăria mea la care mă întorc, dacă vrei, ca o aspirină, ca o pastilă de nostalgie, de plus muzica. Acele trupe vechi pe care le ascultam. E un fel de tot timpul îmi dau acest duș cu apă rece. Nici nu știu cum să-l numesc. Mă reîntorc puțin ca să mai prind puțină putere. Iar asta cu prințesele îmi place pentru că îi place ei. Dacă mai pune să aleg, îți închipă că nu mai juca cu prințese. Dar m-a prins așa. Adică, spre exemplu, eu îmi doresc mai mult toată colecția LOL decât ea și... Pentru că îmi placă colorate și frumoase. Și ea se joacă cu ele și uite, win-win. E un câștig de ambele părți. Și eu cred că dacă tu ai avea păr, astăzi ai avea un păr, fix nebunile astea, da, pe care le am eu, sigur, și doar mărgere, pentru că îi plac mie. Da, cu siguranță, da. Ce bine că n-ai păr. Ce bine că n-am păr, nu? Da, l-am acasă în pungă, pe ăla, cozi. L-ai cozile păstrat sau da, ce? Ai o durere mare a mea, că a trebuit să le dau jos. Hai, las că e mai bine așa. Da, da, da. Dragule, mulțumesc mult, mult, mult
Și eu îți mulțumesc mult, mult, mult. A fost o mega gură de aer proaspăt. Da? Da. Ce tare! Și te-am ascultat extrem de atent. Și... Dar de ce m-ai ascultat extrem de atent? Că asta fac eu aici, ascult. Că asta e meseria ta? Și nu doar aici. E tot așa, din mine, okay, cumva. Credeam că m-ai ascultat mai atent la mine și mă gândeam... Că știu că asculți și am văzut. Cu siguranță ascult mai atent la tine, pentru că am interes personal. Elena este una dintre cele mai bune prietene ale mele. Eu chiar cred că sunteți cele mai bune prietene. Yes, we are. Și asta se vede din faptul că nu vorbiți în fiecare seară. Nu. Ore la nu, telefon. Nu, nu avem, da. Dar când vorbiți, vă susțin, o văd, văd bucuria, aud ce vrei, aud. Eu dacă fac un podcast o să te aud, o să se numească. Și aud și ce vorbiți și bucuria cu care, sau căldura, de fapt. Na. E treabă foarte calmă când vorbește cu tine. Da, e o treabă foarte frumoasă acolo care s-a creat între noi și fericită și recunoscătoare pentru asta. Și sunt recunoscătoare și că ești tu în viața ei și că ești așa cum ești și că te am alături de mine ca prieten și ca exemplu pentru tot ce înseamnă relația asta dintre un părinte și un copil. Și te felicit dintr-o sufletul pentru tot ceea ce faci și îți urez sky's the limit, știi? Mulțumesc că m-ai susținut mereu și că mă susțin în continuare pe plan personal. Las asta cu cariera, m-ai susținut. Dar pe plan personal. Cu dragoste. Familie. Puneți voi R sau L. Al. Bine, gata. Mulțumesc, Mateo, încă o dată. Vă mulțumesc și vouă. Scrieți-ne comentarii. Sper că am reușit să îl descoper pentru voi așa cum îl știam eu. Și sper din suflet că vă place, că e minunat. Ăștia suntem. Pentru voi am fost astăzi. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Seara bună!